scuze că am întârziat. M-am rătăcit. Cum te-ai putut rătăci? Doar ți-am spus, poartă roșie. E singura poartă roșie de pe stradă. O fi, dar acum e întuneric și toate porțile par negre. Mă rog, în afară de cea de peste drum, unde cineva a mâzgâlit cu spray argintiu o... Am văzut câtă neobrăzare pe unii. Păi știi cum e, uneori arta ia cele mai incredibile forme. Ei, dacă mi-ai fi spus că stai vis-a-vis de te-aș fi găsit din prima. Vai, da bine arăți. Parcă ești o operă de artă. Clasică? Mai degrabă abstractă. La fiecare întâlnire ești mai colorată. Păi timpul imaginilor alb-negru a trecut de mult, nu-i așa? Îți dau o cafea? Puțin mai târziu, trebuie să-mi trag întâi sufletul. Oh, sunt teribil de extenuată. Am fost la cumpărături. Văd. Chanel, mai da gata. Păi da, ca să se vadă că sunt o mare doamnă când ies la shopping. Ai tras o tură pe la buticuri? Nu, dragă, am fost în piață. În piață? Cu o geantă Chanel? Vai, ce curaj! Zi mersi că nu ți-a șutit-o careva, că în piață dai de fel de fel de oameni. Ei, au pus doi puștani așa mai bruneței mâna pe ea, dar le-am ars câteva cu umbrela și s-au potolit. Foarte bine ai făcut. Păi n-am făcut foarte bine, că pe al doilea l-am lovit cam tare și s-a rupt umbrela. Și pe urmă mi-a părut rău, fiind arta bestial. Avea o figură atletică și ochii negri și urechile așa puțin. Băiatul, nu umbrela. Dar după ce a început să plouă, mi-a părut rău și după umbrelă. Noroc că am avut geanta la mine, care am folosit-o ca acoperiș provizoriu asupra capului, altfel mi se ducea dracului coafura. Îți spun, o geantă Chanel e bună la toate, exact cum spune în reclama aia de la televizor. Și ce ai cumpărat? Două mere, o pară, trei kiwi și un morcov, pentru salată. Aha. Păi n-am fost hotărâtă dacă să fac o salată verde sau o salată de fructe. Deci acum o să fac o salată de fructe verzi. Și la ce ai cumpărat un morcov? Că morcovul nu e nici fruct și nu e nici verde. Păi n-a avut vânzătoarea să-mi dea rest de la 10 lei și atunci a spus, luați mai bine un morcov, că cine știe la ce o să vă folosească. Pe bune, la ce se folosesc morcovii? La tuns oile. Pe bune? Ești culmea, cei mai mulți folosesc morcovii la gătit. Așa? Păcat că soțul meu e tocmai plecat într-o călătorie de afaceri din Asia, că știi, el se pricepe la gătit. Dacă ți-i soțul plecat, măcar cu un morcov ai rămas. Serios? Nici n-am știut că morcovul e așa de multifuncțional. Exact ca și geanta Chanel. Cred că e singurul om de pe planetă care pune legume într-o geantă care costă 2000 de lei. A, nu cred că a costat așa de mult. Mi-a dus-o soțul meu din Hong Kong, așa că precis e un plagiat. În Asia tot este plagiat. Până și morcovii. Cel puțin așa cred. Ok, acum pot să-mi dai o cafea. Poftim. E proaspătă. Acum jumătate de oră am făcut-o. Mersi. Ii, vai ce rea e la gust. O fi expirată? Sau plagiată. Exact ca și geanta ta. Da? Atunci e bună?